Donald Trump face noi declarații halucinante. Candidatul republican la Casa Albă le-a spus alegătorilor că imigranții din Africa, Orientul Mijlociu și din alte părți ale lumii, ajunși în Statele Unite ale Americii, construiesc o armată care să-i atace pe americani. I think they're building an army. They had 29,000 people over the last. I think they're building. They want to get us from within. I think they're building an army. This is not. You know, it's interesting. Did you see them? They all have tents. În timpul unui meeting în cartierul South Bronx din New York, în majoritate hispanic și de culoare, Trump a încercat să prezinte imigranții din China, Republica Democrată Congo și alte țări ca fiind o amenințare violentă. În discursul său, Trump a insistat de mai multe ori pe tema construirii unei armate a imigranților. De-a lungul campaniei sale, Trump a folosit în repetate rânduri un limbaj controversat pentru a-i acuza pe imigranții aflați ilegal în Statele Unite, despre care spune că alimentează infracționalitatea violentă și a folosit la adresa lor apelative precum animale, paraziți și i-a făcut responsabil de, citez, otrăvirea sângelui țării. Ca dovezi, el exemplifică prin cazuri individuale de infracțiuni mai degrabă decât cu date clare. Trump a promis astfel să desfășoare cea mai mare operațiune de deportare a infractorilor din istoria țării dacă va fi reales la Casa Albă. A încercat de asemenea să lege nivelul record de migranți prinși trecând ilegal frontiera dintre Statele Unite și Mexic, de situația economică a alegătorilor de culoare și hispanici și a susținut fără dovezi că migranții le iau locurile de muncă. Decizia lui Trump de a vorbi în Bronx a fost în parte o chestiune de circumstanță după ce calendarul său de campanie a fost îngreunat de procesul pe care îl are în New York, în care este acuzat că a falsificat registrele contabile pentru a ascunde o plată către vedeta porno în schimbul tăcerii acesteia privind o presupusă relație sexuală. Meetingul din Bronx a făcut parte din efortul său de a exploata sprijinul în scădere al contracandidatului său Joe Biden în rândul alegătorilor hispanici și de culoare. Aproximativ 55% dintre locuitorii din Bronx sunt hispanici și aproximativ o treime sunt de culoare, iar mulțimea de la acest meeting a fost mai diversă din punct de vedere etnic decât la meetingurile sale obișnuite.